Sunteți printre ultimii candidați anunțați pentru primăria Ploiești. O decizie luată greu sau ușor? Bună întrebare. O decizie. Nu a fost luată greu. Cel mai greu este să convingi familia să intri într-o astfel de campanie, pentru că se practică tot felul de atacuri, de dezvăluiri, între ghilimele, și atunci trebuie să fii pregătit să-ți pui o pelerină ca să reziști la valurile de acuze inventate în general, pornite din, știu, spiritul de glumă sau alte gândirea unor candidați sau ale unor oameni. Oamenii în general sunt supărați pe lideri, sunt supărați pe politicieni și atunci trebuie să te aștepți că ei au un nivel foarte mare de așteptare și oarecare iritare. Și trebuie să fim pregătiți. Și de-aia zic, familia trebuie să fie aproape de candidat, că altfel lucrurile pot ajunge în altă parte. Da, pentru că tot a spus lucrul acesta, iată că asistăm la o campanie destul de urâțică, o campanie cu porecle, cu acuze, chiar care ating și familia la un moment dat. Deci o mare diferență între anumite, știu, epitete și anumite jigniri. Și eu vă spun un lucru. Eu o să mă străduiesc să discut de realizări sau nerealizări. Și mai puțin de aspectul fizic, de familie, mai puțin sau deloc. Nu-mi stă nici în caracter și nu cred că intereseze pe nimeni. A, că noastră presa și oameni cu simțul umorului să facă meme-uri și alte glume, e normal și să aștepți la asta. Până la urmă, te pot face și simpatic. Eu am fost ținta unor astfel de atacuri în decursul vieții, cum să spun că mă lasă rece, mai ales alea unde se discută de oarecare păpușăreala mea sau păpușeală, sau n-am înțeles foarte bine. Nu păpușa nimănui, mă știe un oraș întreg, sunt pe picioarele mele, pot să am prieteni, încerc să nu am dușmani. Ca să luăm, spre exemplu, capitala, iată și Ploieștiul, au ales candidați medici. Nu există nicio asemănare decât a profesiei. Domnul Cristoiu, m-am plictisit să discut lucrul ăsta. E un cadru didactic, eu sunt un om care a lucrat și în alte părți, la Ministerul Mediului, la NPC, deci să spunem că am un alt profil, cu totul și cu totul alt profil. Dar și nu avem nici metrou în Ploiești, ca să mă pun cu exact. Și nu merg cu autobuzul, merg cu mașina mea sau cu șofer. Asta nu o să încep acum să merg de nou cu autobuzul, pot să merg. Dar nu cred că ajută pe nimeni, nu mă crede nimeni că doctorul Nică se plimbă cu autobuzul pe Ploiești și spune, vai ce frumos și ce drăguț e. Mi se par niște încercări de campanie sau să mă apuc să sap acum să pun un pom sau nu știu ce mai fac. Da, pun la mine în curte, pom, stau la curte. Dar nu cred că asta e important. Cred că e important pentru oameni să le spui ce vrei să faci. Le spuneți acum, de exemplu, care chiar vreți să dezvăluiesc, să dezvălui toate? Nu, ideea este următoarea. Noi pornim de la niște realități. O să vedeți în următoarele săptămâni și luni aceia care, de dumneavoastră care veți fi atenți la campania mea, că o să preiau niște probleme de la cetățeni, printr-un program, dacă vreți, de discuții în cartiere, pe care deja am început, ca să vedeți exact ce vor oamenii, pentru că până la urmă ei votează. Nu votează nici caricaturistul, nu votează nici poreclitorul. Votează cetățeanul, care are niște probleme. Și atunci eu mă duc să le iau de la firul ierbii, ca să citez un alt edil. Dar nu neapărat de la firul ierbii, că nu vrea iarba în Ploiești, mai mult terenuri virale. Să spunem de la oameni. Unii au probleme care țin de locuitul la bloc, alții au probleme care țin de cartiere care nu au utilități, alții, în fine, își doresc altceva pentru oraș, să arate altfel, să poți să ai o viață socială, să existe un centru sau anumite evenimente emblematice. Ei, lucrurile astea, eu în general le știu tot de la oameni. Dar o să mă duc zi de zi și la curturi, și în cartiere, și peste tot, și la piață, se întreb. Și atunci, dintr-un sondaj făcut nu de mine, ci de Institut Reportat, reiese că principala problemă acum în Ploiești este traficul. Și consider că timingul este total greșit. Cred că putem să reparăm bulevardul ăsta de 3 ori în ultimii 4 ani. Sau poate nu era bulevardul primul. Asta spun ploieștenii. Uitați-vă la comentariile de pe rețele sociale. Nu. Am inventat. Și nu numai traficul prin blocarea bulevardului. Asta, să zici, poți să înțelegi până la un punct, domnule, îl facem frumos, elegant, sau mă rog, mai puțin frumos, mai vânulit, cum ne iese. Dar nu asta e problema. Problema este că sunt, nu e o gândire. Și, uite, vă dau o singură chestie din programul meu. Există o posibilitate
ca să poți ieși din ploiesc pe București, pentru că sunt 40.000 de navetiști, pe un alt drum decât prin eterna înghesuială din bariera București și prin centru. Trebuie folosit mai mult zona podului de lemn și creată o bretea care se ducă undeva dincolo de borcanul de la Bărcănești. Și atunci e foarte posibil pentru cetățenii din barieră să nu mai suporte atâta poluare și să reușească și ei să traverseze. Sau să le repar pasajele, care nu s-o prostie. În Oradea nu s-o prostie, în București nu s-o prostie, în Ploiești se pare că au fost prostii pasajele. Eu zic că nu sunt. Asta ar fi o idee. Pe care sunt și alte lucruri, dar trebuie să pornim de la realitatea concretă. Și realitatea concretă nu arată foarte bine. Și atunci există foarte multe lucruri de făcut, care o să le vedeți săptămână de săptămână, împreună cu o echipă de specialiști. Pentru că eu am un defect sau o calitate, o las cum vreți. Nu m-am trezit învățat. Am învățat pe parcurs și n-am reușit să învăț tot. Sunt alții care știu mai bine decât mine niște lucruri. Și atunci îi întreb. Și sunt persoane și personalități ale proiectului care trebuie întrebate. Sunt oameni care se pricep. Unul se pricepe la fonduri europene, unul se pricepe la termine, unul se pricepe la arhitectură peisagistă. Cam asta doresc să fac. Să angrenez o echipă destul de mare care să fie un fel de sfat al înțelepților. Și care să aducă, pe lângă ce spun cetățenii, o calitate și o, dacă vreți, un profesionalism. Despre asta e nevoie. S-au tot vehiculat sondaje în ultima perioadă, și de la un partid, și de la altul, de la un candidat, de la altul. Cam la ce procent vă situați în momentul ăsta? Nu știu, e la minus. Eu și la 200% alți candidați. Sondajele depinde cum le faci. Și nu spun o noutate și n-am inventat apa caldă. Dar partidele își fac propriile sondaje care au două scopuri. Odată să verifice situația a electoratului propriu și doi, dacă îl mai aranjezi un pic, îl mai ponderezi, poate ajunge de demobilizezi niște votanți. Dar nu mai crede în el. Deci după sondajele de opinie și Ponta era președinte și Joana, mulți, nu mai zic diferență de 17-18%, în București acum, într-un sondaj e Piedone cu 60, în altul e Nicușor cu 50, lucrurile astea, nu să spun, și mai ales lumea omite un lucru. În toate sondajele există un procent între 35 și 50% de oameni care nu spun cum votează. Unii spun ăștia de hotărâți. Nu. Sunt oameni care nu spun. Din vari motive. Nu spun. Și atunci ai 50% din intervievați că nu s-au spus nimic. Păi sondajul nu există. Sondajul e ziua votului. Ăla e sondajul. A, normal că te poziționezi într-un sondaj, dacă tu ai 5% și primul plasat are 55%, s-ar putea să fie o diferență mare între tine și primul. Dar acolo unde te miști între plus minus 3-5%, plus că sondajul e o fotografie de moment. Campania n-a început. Deocamdată să spunem că au fost anumite poziționări, anunțări de toate părțile. Și mai mult sau mai puțin niște acțiuni cu echipa de campanie. Asta nu spune nimic. Ploieștenii, probabil, deduc eu, vor să vadă fiecare ce spune. De bine și ce apare de rău pe alt. Și vor trage o linie și vor vota. Cam aspect. Da, din păcate, până acum, în afară de certuri și acuze, nu prea a venit nimeni cu ceva concret, cu un proiect, cu lucruri concrete pentru Ploiești. Păi despre asta e vorba. Eu o să vin cu lucruri concrete, probabil și alți candidați vor veni cu lucruri concrete din punctul ăla de vedere, dar una e să faci un proiect într-un Excel frumos, eventual să spui că ai accesat 230 de miliarde de lei, ceea ce nu se poate, dar n-ai accesat, ai depus, dar n-ai depus, dar ai pierdut. În fine, hai să discutăm concret fiecare candidat ce a făcut în viață. Cine e el? Cine ești tu XYZ? Ce ai făcut? Da? Și ce vrei să faci? Și mai puțin care are... Nu e campionat, nu e stand-up comedy. Și eu nu prea-s vesel. Nu știu, dar să sunteți vesel de vedeți orașul ăsta, eu nu prea-s vesel. N-am motive să fiu. Că e de vine XYZ, e neimportant. Avem soluții? Eu am. Și dacă am soluții, le spun oamenilor cum se pot face. Nu povești. De povești suntem saturi. Și noi și alte orașe. Dintre toți candidații anunțați până în momentul ăsta, pe care vi l-ați dori într-o echipă? Să spunem viceprimar? Sau? Da, bună întrebare. Nu aș putea să vă spun la momentul ăsta că aș lua oameni în altă echipă. Dar, în ipoteza că aș fi cel care împreună cu partidul majoritar va negocia pentru funcțiile de viceprimar,
cred că sunt cel puțin trei candidați pe care nu să-i numesc, care aș putea să facă echipă. Și cel puțin unul cu care sigur nu pot să fac echipă. Mai mult nu pot să vă spun. Cred că a înțeles să toată lumea despre cine e vorba. Dar și vă spun, nu pot pentru că nu poate el, nu când pot eu. Și există candidați care au demonstrat de cursul timpului că nu pot face echipă. Și alții care, cu care și partidul care mă susține și subsemnatul am o relație civilizată și cu care se poate face echipă. Că dacă n-ai echipă, toate proiectele tale rămân proiecte, rămân niște ramde undeva acolo sus. Tu trebuie să ai capacitatea să știi și să cedezi și cât să cedezi și să oferi, astfel încât fiecare om din echipa ta să fie mulțumit și la final, cetățeanul, că despre el vorbim, să fie mulțumit că ai făcut un drum, că ai făcut un parc, că ai pus o bancă în parc, că are un autobuz ca lumea, că are un loc unde să ducă și el cu familia să relaxeze și așa mai departe. Da. Pentru asta trebuie să lași de la tine orgoliu, aroganță și multe alte defecte care pot distruge chiar capacitățile intelectuale ale unui candidat. Trebuie să fii cumva în slujba cetățeanului, că e demonetizat. Public service. Am uitat lucrul ăsta. Eu sunt aici la spital în slujba pacienților și pe asta știți foarte bine că mă implic cât pot. Și atunci lucrul ăsta îl pot face și dincolo. Nu trebuie să mă schimb. Nu trebuie să mint. Mie vine natural. Asta fac. Da, iată că avem exemplu primarului în funcție care a ales pe liste PNL. S-a trezit la un moment dat cu un consiliu majoritar PNL ostil. Cum o spuneți dumneavoastră, senzația mea că dimineața erau toți prieteni, dimineața veni consilierii Botoș. Nu, nu e așa. Echipa PNL este o echipă a partidului din care a făcut parte și Andrei Volosevici cândva. Mi se pare destul de ciudat, dar încă o dată nu vreau să se interpreteze ca un atac. Pentru că iarăși auzim după aia sau mai vedem mașinuțe, glumițe, ar trebui să ne, poate, nu știu, să ne uităm la alt aspect. Nu, când îți pui oameni care îi dorești pe listă și când aia se întorc în timp împotriva ta, că e o problemă. Oamenii au făcut echipă între ei și au făcut echipă cu alți consilieri. Când nu e niciunul cu tine. Chiar e o vorbă. Când te ești beat, atunci te culci. Dar fără nicio conotație. Iată că până acum tandem s-a creat la PSD pentru Consiliul Județean și pentru Primăria Ploiești și la celelalte partide. E un tandem la PNL, care eu nu prea îl văd. Nu știu, nu. La PNL nu există anunțat încă un candidat. E o mașină de panotaj, asta am observat și eu, care își schimbă afișajul. Nu știu, nu-și fi bani acolo să ia două mașini să le lămâi. Eu nu să mă plimb cu colegii care cantează la Consiliul Județean să plimbăm un afiș de acolo, acolo. E ceva care pe mine mă uimește, dar fiecare își face campanie. Vreau să vă întreb despre faptul că nu aveți un candidat anunțat oficial pentru Consiliul Județean. Da, corect exprimare, anunțat oficial. Puțin tică răbdare, cum spune Neancu, o să avem candidat anunțat oficial și o echipă foarte puternică, compusă de ieri din 65 de primari. Așa atâția sunt. Îi numărăm dacă vreți împreună. Asta e județ. Dar eu vreau să vorbesc de Ploiești. Da, apropo că tot mi-ați ridicat mingea la fileu. Apropo de primari. Tot s-a făcut transfer așa între PSD și PNL. Da, legea permite acum. Nu știu dacă lucrul ăsta dă bine la electorat, dar oamenii până la urmă își caută sprijin într-un partid. Sau rămân independenți unii dintre ei. Și atunci dacă n-ai sprijin în partidul care te-a ajutat să ieși, te duci și poate vrei să faci ceva pentru comunitatea aia. Și atunci nu mi se pare nimic. Se întâmplă toată lumea. Mai vine, domnule, că uite, trasei și prostie genul ăsta. Care e soluția? Democrație imperfectă. Dictatură? Domnule zice, primar numit politic. Am eu o postare de la un cetățean. Ce vreți, domnule, prim-secretar? Ăla cum era numit? De partidul. Acum sunt mai multe. Și oamenii se mișcă, se regrupează. Uitați-vă ce e în Europa de Vest, cum s-au regrupat partidele tradiționale, s-au schimbat de 7 ori, Italia, Franța, Germania, nu mai înseamnă nimic. Și atunci e o mișcare normală, democrația înseamnă să alegi. Nu-ți convine? La revedere, pa! Și asta zic, nu, m-au zis la domnul primar Volosevici următoarea expresie. Nu, eu am vrut, dar n-am fost lăsat. Și eu spun, prietene, dacă n-ai fost lăsat, deci nu ți-ai demisiune de tot. Dom'le, eu vreau să fac o treabă în București, nu mă lasă cu ăștia. Perfect. Îmi dau demisia, candidez de nou, fac altă echipă și îi rup. Nu, stau, nu fac nimic, dar mă duc la PSD, că poate că votul de PSD ies. Haideți să fim serioși. Care este... Atenție, nu e atac. Este doar o constatare. Spuneți-mi că greșesc și eu, retractor. Care este cea mai mare dezamăgire personală a dumneavoastră vis-a-vis de Ploiești? A ultimilor ani. Deci hai să vă spun o chestie și acum... Noi interpretați în cheie de candidat. Ne cunoaștem de atâția ani de zile și știți că am multe defecte, dar ipocrit nu prea sunt.
am și un prieten în alte oraș și mai trec pe aici. Și am ajuns de duc să servim ceva la Păulești sau la, știu eu, la Chițorani. N-am unde să, mi-e rușine să-i aduc în oraș. Uitați-vă cum arată centru. Uitați-vă cum arată vegetația. Uitați-vă cum arată traficul. Și eternele lucrări, rețelarii care au tot spart și a venit unul și a reparat. Mi-a zis că am reparat eu cu dumneavoastră după noapte grea, cu mistrie. Așa arată. Hopa, hopa! Nu poate. Vorbeam cu colegii noastre la emisiune, la care mă uit cu mare atenție, e interesantă, nu de altceva, că te strică roțile, păi toți ne stricăm roțile în oraș. Nu e curat, în orașul ăsta nu e curat. Nu vreau să zic decât la noastră, în ziarul noastră și în alte, a apărut grămezi de gunoaie, câini, tot felul de... Și atunci, asta e marea mea dezamăgire. Eu eram mândru de orașul ăsta. Și mai e o dezamăgire. Orașul ăsta era orașul Închita. Am postat când ar fi fost ziua lui. N-a postat nimeni în personalitățile publice ale orașului. Nimeni nu știe că e ziua lui Nichita. Nu-i mai zic dacă de ziua lui Caragiale chiar nenorocit. Deci, iertați-mă, aveam niște simboluri. Poate și Doroftei era un simbol și am făcut ce am făcut să-l gonim de aici. Deci niște oameni care reprezintă ceva pentru oraș. Și am ajuns orașul cu cea mai mare șaorma și niște manele. Cam asta să știți despre Ploiești. O manea. Dacă ajunge. Era bine dacă era lăutărească, măcar. Dar o manea proastă, stați, că știți și manele bune. O manea proastă, o lălăială. Asta e orașul. Și nu spuneți că devine toată lumea. Adică toți brusc, din oameni normali, din oameni civilizați, ne-am transformat în niște incapabili. Nu, orașul merge bine. Nu e bine administrat. Asta e părerea mea. Care ar fi primele trei lucruri pe care le-ați face în calitate de primar? Primele trei. Primul știu ce trebuie să fac. Pentru că știți, mie e foarte interesant anul ăsta, gândirea celor de sus a fost să candidăm acum și să facem schimbarea de ștafetă undeva sfârșit de octombrie, început de noiembrie, când expiră mandatul actualului edil și consilier local și județean. Prima chestie care aș face-o la doua zi de când aș primi vestea că am fost ales ar fi să văd că în bugetul ăla, așa cum e prezentat, mai mic sau mai mare, există resurse suficiente ca să asigur oamenilor căldura. Apropo, să comentez un pic de căldură și termine. Căldura și apa caldă la iarnă. Asta e prima grijă. Doi, există suficient bani în buget să acoperi serviciile publice. Și dacă nu există, să zic eu, să fac tot ce pot, împreună cu colegii mei, indiferent că în același partid sau alții care au oarecare răspundere de ăsta, să obținem resursele necesare ca să avem o trecere fericită în nouă an. Cu luminițe, cu căldură. Tot am avut probleme, da. Am avut probleme, că ne lăudăm că ducem sponsori, dar nu avem sponsori. Și atenție, finanțarea au făcut-o tot consilierii înjurați și bătuți prin vot, care tot ei au găsit soluția și pentru Mitica Postul. Dar, încă o dată, să vedem care e adevărul. Toți vorbim că avem documente. Păi documente am și eu. Dar nu o să nebunim în campanie, arăt eu o hârtie, arăt altă hârtie. Nu, e vorba și de credibilitatea unui om. Eu asta le cer. Oamenii nu au încredere. Cel mai mare problemă care îl întâlnesc în cartier este lipsa de încredere. Când încep să le explici și le arăți, au venit sute, mii de oameni în spitalul ăsta și le-a spus, acum trei ani am spus că fac asta, am făcut-o. Mai sunt două lucruri care se întâmplă acum în campanie, nu le-am regizat eu, se întâmplă și nu încurcă traficul nimănui. E vorba de finalizarea două obiective foarte importante și probabil încheierea licitației pentru alt obiectiv important, înființarea unor paturi de pediatrie și la noi, că toți spun, dar ce faci să ajungi pediatria? Păi asta fac. Eu nu pot să construiesc la primărie. N-am cum. E altă instituție. Dar la mine, în curte, unde am tronsoane goale și unde pot obține finanțare, am obținut în PNRR și fac paturi de pediatrie. Pentru că e nevoie, că nu e loc în spitalul ăla. Asta putea să facă și primăria. Să mărească spitalul. Nu putem, domnule, că e bulevard. L-am dus la IPCUP. Hai să-mi spuneți mie ceva cum bași liftul ăla de targă în IPCUP. Aceeași discuție a fost și când un alt primar vrea să-l mute în credirea. Actuala credirea primăriei. Primărie, da. Cum pui liftul ăla? Că l-agățăm de bloc? Ca la... Mai era un proiect interesant. Și vă întreb dacă locuiți un astfel de bloc. Sper că nu. Mai vechi. Și la etajul 4, că să ajungă lift. Unde vine, domnule, sufragerie? Că bă, casa scrie la liftul ăla, blocurile comuniste nu încape. Deci, și eu ca să ajung la vecin, trebuie să mă sufragerie. Vedeți că sunt ridicole niște chestii.
Deci n-am nimic, dar nu știu, i-a dat ideea. Acă în Germania, păi hai să ne uităm cum sunt blocurile în Germania. Casa scrie 6 metri, dar noi 1 metru jumate, 2. Nu intră la cu tulumba când ia foc. Spre ce vorbim? Nu mai zic că structura de rezistență, blocurile alea ce au și sunt făcute Lego. O să pui un lift de la exterior de 2 tone pe el și îl vezi cum se desface blocul. Hai să fii serios. Vreau niște proiecte serioase. Ați spus că vreți să spuneți ceva despre termie. Să lămuriți ceva. S-a lansat prin interpretarea creativă și prin insinuări ideea că partidul în care fac parte intenționează să reducă subvenția la căldură. Greșit! Eu afirm public că nu o să fac așa ceva. Din contră, vreau să extind subvenționarea într-un mod cât se poate de corect și de echitabil și la oameni în vârstă care locuiesc la case și care plătesc totul integral. Ba și la cei care au centrale de apartament sau de bloc. Că sunt și aia. Nu toți au de la termo. Și nu e egalitate între cetățeni. Adică facem protecție socială la unii pe banii altora. Nu e normal. Dar soluția nu e tăiem subvenția și nu mai de la nimeni. Nu. Soluția este să ajungi ca subvenția să se apropie de adevăr. Cum o faci? Hai, dumne, termină, că n-ai bani. Ba da. Accesezi fonduri, finanțări. Pui la punct termoploiești. O faci eficientă. Găsești soluții de prosumare și în momentul la costul de producție scade. Și atunci și subvenția scade. Dar scade din punct de vedere al primăriei. Nu se bag 80 de milioane în subvenție, bag 40. Cu 40 fac altceva. Dacă bag 80 în subvenție, asta înseamnă odată că sunt eficient. De ce? 40-50% din pierderi sunt din vina municipalității, care nu are panațelii. Și o să zic că unii, domnule, l-aduci pe Nicușor, dar nu. Nu-l aduc pe Nicușor, dar el zice că repara niște țevi. Nu știu ce a făcut. Dar e o idee. Hai să reducem pierderile pe rețea. Se puteau accesa în ultimii 4 ani nenumărate fonduri. S-au accesat, văd, la cort 230 de triliarde, de 8 ori bugetul Statelor Unite, în fine. Experiența de manager al unui spital greu din nu, România. Nu, e un oraș, nu un spital. Are 8 sedii, 6 cu 4, 3.000 de angajați și 1.200 de bolnavi internați. E cam cât Slănicu, dacă nu mai mare. Asta vreau să vă întreb, dacă experiența asta vă ajută și vă folosește în calitate de primar, să spun. Problemele sunt diferite și asemănătoare. O să ziceți că e un paradox, dar e real. Și aici avem lucrări de făcut. Și aici am asfaltat. Și aici am avut conducte, uitați-le că noi, Lucescu, de schimbat. Și aici am avut probleme, necazuri. Și aici sunt oameni cu păreri diverse. Oamenii împărțiți în două categorii. Cetățeni și angajați. Și trebuie pe unii să-i aduci la un standard. Și încet, încet, eu nu mă bazez decât pe două lucruri. Imaginea în presă, mai ales la cei care comentează, care nu sunt comentați, care sunt cetățeni mulțumiți sau nemulțumiți. Și doi, este un sistem cu SMS-uri care toți bolnavii internați îl primesc. 20% dintre ei răspund. Și de la an la an există progrese. Nu foarte mari, dar există. Și vine pot pune la dispoziție. Este un sistem național, patronat de Ministerul Sănătății, anonim. Deci puterea să scrie și primim reclamații. Și la unele dintre ele luăm și măsuri care sunt fondate. Sau încercăm să mediem. Nu numai eu, că nu sunt eu Dumnezeu spitalului. Da? Și nici nu sunt genul de om care să zic că eu nu fac selfie. Ba, dar pot să fac selfie, nu mă deranjează. Chiar cu dumneavoastră, dacă veniți, sau cu alți pacienți, Doamne ferește. Deci încercăm să fim aproape de oameni. Aici, dacă vreți, experiența cea mai importantă. Lucrezi cu oameni. Și ăștia nu sunt oameni obișnuiți. Sunt oameni supărați. Sunt oameni bolnavi sau care au rude foarte grav bolnavi. Discuția cu ei și ajunsul la un consens e foarte greu. Cel mai greu e când îți moară un pacient. Mori tu un pic de. Și nu numai medicul curant. Chiar și managerul. Pentru că încearcă să salveze cât mai mulți. Și țintele alea cifrice, rata de mortalitate care scade, nu mă încântă. Zero nu se poate. Întotdeauna se va întâmpla să și pierzi bolnav. Și într-un oraș s-ar putea să pierzi bătălia cu un proiect. S-ar putea să pierzi încrederea unor oameni. Important este să ai o majoritate, să ai în spate. Să nu fii singur, să n-ai idei grețe. Să ai idei normale, să încerci să le pui în aplicare și să fii oamenii cu tine. Dacă nu-s cu tine...